Bun găsit, prieteni! Misterele din România continuă să fascineze. Prin țară au loc, frecvent, o suită întreagă de evenimente care depășesc rațiunea. Astăzi vă mai prezint câteva, majoritatea primite de la abonați. În 5 decembrie 2020, Cosmin s-a aventurat în pădurea Ciric din Iași cu amicii. A filmat în glumă drumeția fără să se aștepte la prea multe, locul neavând o reputație paranormală. Și a surprins ceva, o șoaptă macabră. A remarcat-o abia după ce s-a uitat peste filmarea acasă. Da. Mai da filme, de asta e. Știi că nu-mi plac. Hai că nu vin frumos. Nu? Da, nici eu putem. Nu ești că nu mai am. Nu m-a ajuns cu nimic. Încă atâta. Mai urmează? Da. Câte minute ai? Un balaur cu primul. Câte minute ai? 5, 23. Oricum filmez geaba, nu-ți vezi nimic. În 9 aprilie 2020, seara, Sebastian se plimba prin Botoșani. A primit atunci un mesaj de la o cunoștință care îl întreba unde este. Drept răspuns, a făcut o poză. Spre surprinderea lui, în ea s-a ivit un chip umanoid, parcă desenat pe ceața nopții. Sebastian nu știe că în zona respectivă să fie avut loc vreun eveniment tragic. Poate că avem de-a face doar cu o iluzie optică. Dar dacă adevărul este mult mai interesant. Un avion MiG-21 Lancer a fost lovit aparent de 4 obiecte neidentificate în 2007. Televiziunile au redat la vremea aceea filmările, surprinsă de camera de bord. Eu nu am făcut o pas control pe canalul 7. Tengo 2 de 1, control radar, calați altimetru pe standard, aprob urcarea, zona liberă. În ziua respectivă, 30 octombrie, Marin Mitrică făcea un zbor de verificare în apropiere de Gherla, județul Cluj. A fost coordonat de soția lui, aflată atunci în turnul de control. Când a ajuns la 6500 de metri altitudine, pilotul a realizat că ceva nu era tocmai în regulă. Alfa. A dispărut cupola în maniera cea mai proprie a cuvântului, a expresiei. În imagine se văd două corpuri care au o stare de agregare solidă, nu sunt translucide și au fost înregistrate de camera de luat vederi dispusă în interiorul aeronavei. Cea mult din cabină a fost spart de unul dintre cele 4 obiecte apărute de nicăieri. Cioburile au lovit masca de oxigen. Am analizat activitatea de lansare de rachete, dar asemenea activități nu au fost desfășurate pe timpul executării zborului. Păsări nu puteau fi. Pilotul a trebuit să se miște repede. Trebuia să cobor și să mișoresc viteza. Fără sentimente, senzații de teamă sau de panică, nu mi-am permis luxul ăsta, n-am avut timp. Din fericire, turnul de control l-a îndrumat și aterizarea a fost efectuată fără probleme. Uma 49 pe direcție coborârea. Aprob, Uma 49. 2 de 1, control. Avionica. La 47 de mile de reper, 2 de 1, cursută. Tengo 2 de 1, topaz control, dacă... Stand by. Te aud cu 2. Încă nu există explicație clară pentru incidentul de atunci. Știm ce nu putea fi, dar nu putem afirma ce a fost.
În iunie 2021, la 2 dimineața, Andrei din Bacău a ieșit pe balcon. Din dreptul unei case abandonate de la capătul străzii, se auzea un fel de plânset bizar. Sper că auzi ce ușor cu momentul de față. Dar ce facă cineva țipă sau plânge? În urma verificărilor, Andrei n-a descoperit niciun câine sau alt animal prin zonă. Casa respectivă este goală de mulți ani, baricadată. În 29 mai 2021, Giulia, tot din județul Bacău, a hotărât să contacteze spiritele cu ajutorul unei table Ouija. A fost acompaniată de 3 prietene. Una dintre ele a confecționat tabla. Imediat cum au început ritualul, paharul s-a mișcat parcă singur și a format niște răspunsuri ciudate. Filmați, da? Nu ducem. O vezi, da? O vezi, da? Bă, dar eu i-am zis să, dacă vrea să sting o lumină de pe mine și să o despriez. Păi da, și eu n-am vorbit în engleză. Păi da, dar o zici și în engleză. Poate răspunde la domnul, nu știu. Poate răspunde la primul întrebări mai târziu. Stingi o lumânare dacă poți? Dă-mi un semn. Orice. Nu orice, mă sper. Stingi o lumânare, bati-mi perete. Uitați-vă la lumânare din lângă Denisa. S-a filmat-o. Stingi o lumânare. Dă-mi un semn. What's your name? Dacă zici vreun nume, bă, Sonia, pregătiți-vă să căutați numele pe Google. S-a simțit o chestie rece pe la mână. S-a simțit și ție? Ai simțit și tu, nu? Sonia, te rog, vină lângă mie, timpul, vină lângă mie, Sonia. Sonia, te rog. What's your name? Sonia, vină lângă mine. Bă, de ce? Sonia! Bă, ce-mi zici? Simt o chestie rece la mână. Îl simți? Scrii degetele care se rece, da, nu? Da. Isoane, te rog. 3, 2, 1. What's your name? Mi-a picat lumina asta de la telefon. Soane, te rog. Mai rezistați. E o chestie rece la mână rău. Nu, te rog, tu mâna, te rog. E un aer rece rău la mână, jur. Vă rog să-mi scurt. 3, 2, 1. What's your name? Și MK. De ce poate ajuta? Căutați MK sau SMJ sau SMI pe Google sau SML. Eu cred că cam atât ai. Întreabă dacă sunt în cap ai numele lui. Is that your name? Nu spun la revedere până nu-mi răspunde. O mers prea departe de data asta, ca să se oprească acum. Bă. Thank you.
So that's not your name. Nu, okay. Alright. Okay. Okay. Nu cred că vrea să ne spună numele. Ok. Ok. Mi-a întrebat tata că vrea să ne spună numele sau nu. Do you want to tell us your name? Okay. Întreabă dacă e spirit bun sau rău. Are you a good or bad spirit? Nu, întreabă dacă e bun. Are you a good spirit? Că n-ai cum să zic good sau... Are you a good spirit? Spune-te-mi. Are you a good spirit? Vrea să nu am rămas bun. Giulia a spus că la scurt timp după ce au încheiat ședința, s-a prăbușit un tablou. Din păcate, n-a reușit să filmeze momentul. Faptul că entitățile contactate cu ajutorul tablei Ouija dau răspunsuri aiurea, intenționat, pentru a induce în eroare martorii, nu este unul nou. Prin 2016, Roberto și amicii lui se aflau în sudul Timișoarei, explorând cetatea din Fratelia. Roberto voia să-și testeze telefonul, să vadă cum filmează noaptea, și n-a remarcat silueta neagră, masivă, ce înainta prin întuneric. Amicii lui se aflau lângă el. Acolo, în direcția respectivă, n-ar fi trebuit să mai fie cineva. Am surprins pe cameră un om, nu știu dacă era un om, era o umbră neagră care venea și se urca. În momentul acela eu n-am văzut când filmam. Mi-am dat seama după filmare că de fapt era o umbră care se mișca și nu era nimeni acolo, niciunul dintre prietenii mei. N-avea ce să caute acolo, a venit ceva din senin. Nu îi se vede fața deloc, absolut nimic și efectiv am văzut cum urcă acel deal. Pentru că eu când am fost acolo, eu nu am văzut pe nimeni și n-am surprins nimic pe cameră. Reacția mea atunci la început a fost pentru că s-a întâmplat ceva la cameră, nu știu, de aia am și zis, poate ai observat reacția mea. Iar n-am simțit ceva, nu mi-a fost teamă pentru că nu mi-am dat seama ce este acolo. Mi-am dat seama după. Am primit aceste filmări de la un prieten din comunitatea noastră. El dorește să rămână anonim. În 13 mai 2021 se afla alături de un grup în apropierea parcului Tăbăcăriei din Constanța. În jurul orei 21, deasupra parcului, a văzut timp de câteva minute mai multe lumini circulare, ce apăreau brusc și dispăreau apoi. Acestea păreau să aibă logică numai a lor. Făcea un dans al necunoscutului. Dar cum a reapărut, frate? Uite-o! Și se stinge și reapare. Se stinge și se... Uite-o, acum se stinge.
LOL. A plecat. Da, văd că se stinge iar. Uite-l. Da, parcă nu s-a văzut că a lansat. Sau s-a văzut? Nu știu, se leg. Ia. Ia. LOL. Bă, dar vezi viteza are? Bă, nu se mișcă. Dar chestiile alea pur și simplu explodează, gen, nu se vede. Uite. Explodează acolo, jur. Ce chestia aia? Băi, ăștia de la NASA, ce explicație aveți? E meteorit? Ce dracu e? Dar nu cred că e meteorit. S-a apărut mie sau și-a schimbat poziția? Nu, uite, s-a stins iar. Stai că mai văd și valul, nu, gata. Stai, ai văzut? Zici că era o stea acum. Gen, se făcuse mai mică decât o stea, gen, la lumină. A mai vibrat câteva secunde. Explicația este, probabil, mai simplă decât pare. Dacă aveți informații în legătură cu originea luminilor, nu ezitați să le împărtășiți cu noi în comentarii. Vă aștept și pe pagina de Instagram. Mulțumesc prietenilor care susțin canalul pe Patreon și pe PayPal. Vă mulțumesc și vouă tuturor pentru vizionare. Ne întâlnim din nou data viitoare.